Anul trecut, solicitările la serviciul de ambulanță județean Maramureș au crescut considerabil și angajații instituției au lucrat la foc continuu și în 2022. De altfel, oficialii SAJ Maramureș vorbesc de un maxim istoric de intervenții în luna ianuarie, iar cazurile zilnice la care intervin aproape că s-au triplat față de anii precedenți. Anul 2021 l-am încheiat cu 57.850 de solicitări, un plus cu de față de anul 2020 cu 4.192, deci o creștere. Pe luna ianuarie am încheiat cu un maxim de 7.351 de solicitări, care este un maxim istoric. Echipajele ambulanței efectuează zilnic aproximativ 100 de teste pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 la pacienții cu simptomatologie specifică, iar mai bine de jumătate dintre bolnavi sunt pozitivi. Din păcate, în primele zile ale lunii februarie, procentul celor confirmați cu noul coronavirus a crescut. Pentru noi, în fiecare zi, sunt peste 100 de teste care se fac. În luna ianuarie am avut 3.439 de teste, din care 51,85 au fost teste pozitive. În luna februarie a crescut acest procent de pozitivare la 57,95%. Conform datelor statistice ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, în anul 2021 au fost înregistrate 57.850 de solicitări, iar cele mai multe, peste jumătate, au fost doar din Baia Mare, respectiv 33.914. Urmează apoi substația din Sighetul Marmației cu 7.747 de intervenții și cea din Vișeul de Sus cu 3.948.